primul rând tuturor. Vă salut, vă respect foarte mult, mă bucur foarte mult că m-am întâlnit astăzi aici, într-o zi atât de mare pentru noi, care putem să zicem că suntem unici care nu am învățat limba română la școală. Aceasta limba care și ne-a unit aici. Vedem că astăzi se învață limba română la școală, poate că nu cum dorim noi, dar se învețe. Eu, sincer să vă spun, nu o să vorbesc foarte mult despre cetățenia asta română, pentru că m-am saturat să vorbesc despre ea. Adică atâta cereri, atâta plângeri, atâta lucruri, atâta presiuni din partea oamenilor simpli către voi, către lideri ai comunității. Eu sunt absolut de acord că această lege trebuie să intre prin ordonanță de urgență. Sunt absolut de acord cu acest lucru. Nu vreau să vorbesc, am vorbit de foarte multe ori ceea ce înseamnă cetățenia română pentru noi, ceea ce înseamnă cetățenia română, în primul rând, pentru identitatea noastră care se pierde aici în Timoc. Așa că cu acest apel vom retrezi din nou, pentru că cât văd eu și cât sunt informat, ceea ce se întâmplă în legătură cu cetățenia română, apele s-au cam liniștit. Au tăcut ei, hai să tacem și noi, că tac și ei. Nu, adică trebuie să le ținem în priză, non-stop, și asta este un semn al nostru, pe care vrem să ni se respecte și să intre prin ordonanță de urgență, că odată să știm și noi și să fim liniștiți, dacă putem să fim românii legitim, adică românii cu acte, ca noi de români, românii o să rămânem toată viața. Vă mulțumesc foarte mult!